Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. Dragi telespectatori, în această seară schimbăm puțin registrul emisiunilor cu care v-am obișnuit și vom discuta despre educație, pentru că emisiunea de astăzi este făcută în aceea zi cu prima zi de școală, cu începerea școlilor. Peste 2.500.000 de elevi, mai exact aproape 2.700.000 de elevi s-au reîntors astăzi în bănci. Și vom discuta despre cum a decurs prima zi de școală cu domnul Marius Badea, directorul Colegiului Economic Virgil Magiaru din Târgu Jiu. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de astăzi, deși a fost o zi destul de aglomerată pentru dumneavoastră. V-ați făcut timp să ajungeți și pe la noi. Să rămână, vă mulțumesc frumos pentru invitație și bine v-am regăsit. Cum a fost emoția primei zile de școală? Ca un septembrie, ca o zi de toamnă așa frumoasă, într-adevăr, în care vara începe să se termine, iar toamna apare, ne bate așa la ușă, cu emoție, cu izul de educație și vreau să vă spun cu o revedere plăcută atât a copiilor noștri minunați, pe care îi avem la Colegiul Economic, cât și cu dragii mei colegi, care noi ne-am revăzut, într-adevăr, că școala pentru noi a început la 1 septembrie, dar orice zi din viața noastră de școală este o sărbătoare. Astăzi, unii dintre elevi și-au reîntâlnit profesorii, alții și-au văzut pentru prima dată, mă refer la cei care au venit în primul an de liceu, în clasa a noua, și aș vrea să ne spuneți cum a decurs ceremonia de deschidere a anului școlar la Colegiul Virgil Magiaru. În primul rând vreau să vă spun că cei bobocii, cum le spun eu, cei care au venit și au pășit pentru prima dată în clasa a noua, au fost extrem de emoționați, atât decât și părinților, pentru că au fost însoțiți de către părinți. Avem un număr de, dacă îmi permiteți, un număr de 6 clase, tot ce înseamnă nivel liceal, plus o clasă de învățământ profesional. Și acești copii minunați au pășit pentru prima dată și, într-adevăr, au luat contact cu tot ce înseamnă Colegiul Economic. Vreau să vă spun, doamna Modăina, că suntem singurul liceu din județul Gorj cu profil economic. Suntem un liceu respectabil și respectat, suntem un model, un etalon de educație, cum îmi place mie să spun, pentru că avem într-adevăr colegi extraordinari din toate punctele de vedere, și moral și bine pregătiți din punct de vedere profesional. Avem un personal auxiliar care deservește foarte bine instituția de învățământ și nu vreau să omit nici personalul nedidactic, cel care într-adevăr ne ajută într-adevăr cu tot ce înseamnă igienizarea, curățenia și tot ce înseamnă o școală modernă. Vreau să vă spun că s-a văzut clar emoțiile nu numai la cei care au pășit pe prima dată, că și la cei care sunt acum în anul 2 de studiu, clasele a 10-a, a 11-a, a 12-a, pentru că a trecut într-adevăr aproape 3 luni de zile de cât n-am mai luat contact cu școala, știți, fiind o vacanță de vară, o vacanță mai lungă pentru și bine meritată, zicem noi, pentru acești copii minunați. Emoțiile au fost puternice, atât din partea celor mici, cât și din partea celor mari. Din partea celor mici, pentru că nu știau ce așteaptă. Pentru că au luat pentru prima dată contact cu tot ce înseamnă instituția de învățământ de la noi, au văzut într-adevăr, conform schemei orare, care sunt profesorii care într-adevăr îi vor avea tot timpul ca și părinți spiritual la clasă, au văzut într-adevăr cum sunt zilele de clasă, care ce așteaptă pentru un nou an, un nou an de învățământ. Cei din clasele mai mari, clasa 10, a 11, știau într-adevăr, având un an de experiență, alții un an, alții doi, alții trei ani de zile, au început să-și depene amintirile tot ce au făcut în vacanța de vară. Eu le-am mai spus mai în glumă, mai în serios, sper că veniți cu amintiri frumoase, da, din tot ce înseamnă vacanța de vară și nu cu într-adevăr cu acțiuni care să denote un comportament sau o conduită nedemnă de atât de ei ca și școlari, cât și de noi ca de didactice. Acum, dacă tot ați deschis acest subiect, o să vreau să-l abordăm.
Se discuta în urma unor evenimente nefericite petrecute, unul dintre ele în Constanța, altul în București și mai multe la nivel de țară, dar care din fericire nu s-au transformat în tragedii. Se discuta la un moment dat despre testarea la nivel de unități de învățământ a elevilor și cumva cred că ar trebui să lărgim orizonturile și poate că în unele unități și dascăli ar trebui să fie testați antidrog. Cum vedeți această, adică s-a ajuns în acest în această situație încât să fim nevoiți să stăm efectiv pasnici la curtea liceului? Deja am văzut, în drum spre dumneavoastră, am văzut într-adevăr că în ședința CSAT-ului de mâine, dacă memoria nu mă înșeală, președintele Republicii a spus foarte clar că va introduce pe ordinea de zi și acest fenomen, acest flagel care într-adevăr ne bântuie, nu de acum, dar acum este mai abitir ca niciodată, privește testarea sau drogurile, da, la tot ce se întâmplă în societatea românească. În al doilea rând, am văzut și reacția Ministrului Sănătății, domnului Rafila, care spunea la un moment dat că, domnule, este imposibil la ora actuală, pentru că nu avem o legislație armonizată, trebuie să facem o testare masivă, adică o colectivă a elevilor în instituție de învățământ. Este foarte greu, doamna Mădălina. În primul rând, trebuie să avem o legislație, trebuie să avem un cadru legal. În al doilea rând, într-adevăr, trebuie să știm foarte clar care sunt prioritățile, pentru că îl vedeam pe ministrul de interne, da, care spunea acum vreo două săptămâni, din păcate lupta cu drogurile s-a pierdut în rândul adulților. Eu cred la un momentul respectiv că a fost într-adevăr o ieșire neconformă sau o declarație nefericită. Sau o declarație nefericită, da, ministrului, pentru că nu poți într-adevăr să faci o asemenea declarație la nivelul la care se găsește domnia sa. Eu sper din tot sufletul că factul de decizie, adică în urma deciziei de mâine din CSAT, da, și după aceea ministrul Sănătății împreună cu ministrul Educației să se pună cap la cap. Avem o nouă lege a educației pe care bănuiesc o vom discuta în continuare, da? Și într-adevăr când vom găsi cadrul legal și care sunt pașii de făcut, să-i facem, dar numai pe lege. Bun, dar haideți să zicem că se armonizează legislația și se găsește, nu știu, o formă a legislației care să permită această testare antidrog în unitățile de învățământ. Haideți să ne întoarcem în perioada pandemiei când încă nu se închiseseră școlile și trebuiau dascălii sau asistenții medicali de la unitățile de învățământ să testeze copiii la intrarea. Eu am fost Haideți să ne întoarcem și să ne gândim, ce facem? Testăm câți copii aveți dumneavoastră pe ciclu de 720. Lucrați pe două schimburi. Două schimburi, da? Pe schimb aveți 700? Nu, avem jumătate. Deci 350 de elevi pe schimb. Haideți să testăm 350 de elevi pe schimb, care încep cursurile la ce oră? La ora 8. La ora 8 dimineața. Haideți să-i testăm antidrog în fiecare dimineață sau o dată pe săptămână sau pe lună, habar n-am. Ipotetic, luăm o situație ipotetică. Cu cât timp înainte trebuie să vină acești copii la școală sau cât timp vă ia dumneavoastră și ce personal auxiliar vă mai trebuie ca să faceți aceste mergem la pandemie, da? Vreau să vă spun că în timpul pandemiei eu am fost un caz fericit, pentru că am cabinet medical în cadrul instituției școlare. Și acolo a fost mai ușor, pentru că este o colaborare tot timpul extraordinar de bună între mine și doamna doctor și doamnele asistente, da? Și mi-a fost mult mai ușor, într-adevăr, munca cu dumnealor și cu profesorii diriginți cât privește testarea pentru COVID-19. Bun, acum, că m-ați întrebat de testarea cu testarea de... Eu vă spun foarte clar, dacă trebuie să existe așa, cred că trebuie să fie un triunghi așa, școală, societate, familie.
Asta ar trebui deja să existe. Da, pentru că, într-adevăr, dacă nu există lucrul acesta, doamna Mădălina, adică toți trebuie să fie aproape. Deci, familia sau părinții trebuie să fie aproape de școală, societatea să fie aproape de către... Să fie lângă școală. Și aici, când spun societatea, mă gândesc la factorii decidenți, mă gândesc la cadrul legal, într-adevăr, foarte bine, foarte bine stabilit, foarte clar stabilit. Pentru că, după cum bine știți, când a venit pandemia, o primele luni s-a bâșbâit. Ne-au luat pe nepregătite, adică ce înseamnă învățământ online, ce înseamnă... Deși vreau să vă spun că legea 1, fosta legea 1 pe 2011, avea clar stipulat învățământul online în cadrul instituției de învățământ. Din cauza intemperii, pandemii, etc., etc. Era prevăzut. Absolut, era prevăzut foarte clar. Dar noi nu eram pregătiți pentru că nu s-a luat niciodată în considerare o astfel de variantă. Dar eu vă spun altceva. Doamna Mădălina, mai bine prevenim, de ce nu prevenim? Pentru că nu suntem obișnuiți. Da. Noi nici măcar nu învățăm din trecut. Da, pentru că mai bine să previi. Deci eu aș spune așa, de unde există măsuri într-adevăr extrem de pertinente prin care poți să previi acest flagel, da? Decât să ajungi într-adevăr, când nu se mai poate, trebuie într-adevăr să mergi la cauză. Noi, din păcate, de multe ori dau la mădre... efectele. Da, mergem la efecte. Domnule Badea, să-mi fie cu iertare, dar dacă, Doamne ferește, mâine s-ar închide din nou școlile, am retrăi la multe unități de învățământ ce am trăit atunci când toată lumea a ridicat din numeri și nu știa ce să se întâmple cu elevii. Și am avea din nou multe unități de învățământ care ar trece prin aceeași situație. Asta zic, noi nu învățăm din greșelile trecutului, ci persistăm în acest... Unii, nu toți. Eu sper că nu. Eu sper că am învățat, să știți că am învățat pentru că am trecut prin 2 ani de zile, într-adevăr, n-au fost ușori. 2 ani de zile n-au fost ușori nici pentru noi, nici pentru colegii mei, pentru toată lumea. Nici pentru noastră ca familie n-a fost ușor. Și cred că am învățat anumite lucruri care s-au derulat atunci, din păcate cu repeziciune, ne-a luat pe nepregătite, nu ne-am așteptat într-adevăr că va pătrunde din Asia imediat, din China, să pătrunde imediat în Europa și să se întâmple ce s-a întâmplat. Dar eu cred că la ora actuală, cred că nu mai este cazul să ajungem într-adevăr la măsuri extreme, pentru că noua lege a învățământului, legea 198/2023, prevede foarte clar și cred că într-adevăr dacă o citim cu atenție și dacă ne raportăm cu atenție, vedem într-adevăr că direcția este foarte bună. Da, într-adevăr, toată lumea spune, domnule, dar legea este făcută, toată lumea s-a așteptat timp de 9 ani de zile, s-a vorbit despre proiectul președintelui Republicii, că este o România educată. De acord, nimeni nu spune la ora actuală, sau spuneți-mi dumneavoastră despre o lege că este extraordinară sau este o lege perfectă. Dar 9 ani de zile aveau timp să o pună la punct. Cu siguranță, deci s-a lucrat într-adevăr pe ea, deci în toate domeniile de activitate, dar atâta timp cât ea a fost clar, deci când au venit și am discutat despre Asociația de Părinți, Asociația Elevilor, profesorii, științele ale educației, gândiți-vă într-adevăr că există într-adevăr, deci o lege în care într-adevăr trebuie să mergem cel puțin. Și vă mai spun ceva, doamna Barbonie. Eu cred că o lege, cum este legea asta, legea 2023, nu avem voie cel puțin 10 ani de zile, cel puțin un deceniu să punem pixul pe ea. Haideți, domnul Badea. Adică vreau domnul să... Badea, câți miniștri a educației au fost, atâtea schimbări s-au adus în legislația care reglementează învățământul? Eu sper că nu. Ba chiar mai multe, nu știu, au fost 11-12 miniștri și s-au făcut 120-100 nu știu câte modificări. Din păcate, legea 1 din 2011 și până în 2000, deci până în 2023, într-adevăr s-au făcut o grămadă de modificări și au venit o grămadă de... 100 și ceva de modificări. Eu sper într-adevăr că acest calendar pe care l-a prezentat și a fost publicat în monitor oficial, vorbesc de noua lege, dar până în decembrie, deci trebuie să s-armonizeze, să apară toate procedurile legate de tot ce înseamnă fiecare porticică din lege și eu sper că la 1 ianuarie 2024 într-adevăr să putem merge cu
colegi într-adevăr... Deci spre... nu se aplică prevederi din ea, nu se aplică de la 11 septembrie. Da, nu, că a fost publicată, nu că a fost publicată în monitor oficial, deci publicată în monitor oficial în 26 iulie sau 4 iulie, nu mai țin minte, iertați-mă, da? Dar în orice caz intră în vigoare începând cu 3 septembrie. A intrat undeva duminică, cred că e 3 septembrie, dacă pe 4 septembrie a fost luna. Anumite prevederi, într-adevăr, există procedare, își produc deja efecte, cum ați văzut și dumneavoastră, dragă tevator la nivel național, ce înseamnă procedura pentru transportul elevilor, ați văzut și aici este, cred că este lipsă de comunicare, pentru că aici, dacă îmi permiteți, vreau să insist, pentru că, într-adevăr, nu s-a, n-au ieșit și decidenții din cadrul Ministerului Educației, nu poate doamna ministru, într-adevăr, să meargă peste tot sau la fiecare televiziune, să facă tru televiziune naționale, dar să prezinte, într-adevăr, care acolo trebuie să existe, într-adevăr, un grup de comunicare foarte puternic, dar în care să spună foarte clar care sunt prevederile clare care vor intra sub incidența noii legi. Și transportul elevilor. Am văzut acum că se face tevatură, o întreagă tevatură pe acest transport a elevilor. Până pe 25 septembrie scrie foarte clar, într-adevăr, că toate documentele, toate procedura trebuie să fie finalizată și urmează anumite etape. Vorbea, există într-adevăr o birocrație care este tot timpul, din păcate, da, care este tot timpul, cum să zic, hopul, da, da, hopul, nu numai sistemul educațional, întregul în general, da. Ne lovim de ea, da. Și foarte clar, trebuie să respectăm anumite etape. În primul rând, listă, Consiliul Județean trimite către operatorii economici să vede că traseele și toți cei care au câștigat traseele pentru transportul în comun. După aceea, trimite ISJ-ului listele cu elevii. ISJ-ul trimite listele în școli. Școlile, într-adevăr, trebuie să parcună numele, să facă un dosar. Dar prin care ce prevede acest dosar? Trebuie să avem numele și prenumele copilului, să avem CNP-ul copilului, trebuie să avem, într-adevăr, distanța de unde se depra. Târgu Jiu, Bumbejiu, da? Vine de la Târgu Jiu, așa, se întoarce de la Bumbejiu la Târgu Jiu. Trebuie să avem operator economic. Deci e întreaga etapă, nu este ușor, într-adevăr. Și numai după aceea, într-adevăr, vedem, într-adevăr, care sunt... Asta e pentru decontarea transportului elevului, da. Bun. Această decontare vine din bani primiți de la minister de către unitatea de învățământ? Banii nu vin de la primărie. Consiliile județene fac într-adevăr toate demersurile generale, există într-adevăr de sus în jos toate chestiile și vin într-adevăr banii ca să puteți să transport. Pentru că la noi se numește transport gratuit, deci copilul se numește transport gratuit. Asta vorbim de cei care atât la nivel național, că la nivel local, cât și național. Da, avem și o veste bună. Consiliul Județean Gorj a fost primul care a depus dosarul pe AFM pentru noul program transport gratuit pentru elevii gorjeni, acele autobuze electrice. Înțeleg că 11 UAT-uri vor beneficia de aceste microbuze electrice. Nu mai știu exact și suma la care se ridică investiția, destul de măricică, dar iată că am fost primii care am depus dosarul. Mă bucură foarte mult vestea și felicit pe tot ce fac parte din cadrul Consiliului Județean, da, și direcția respectivă care se ocupă. Nu știu dacă Târgu Jiu va beneficia de un astfel de autobuz, dar sunt comune în județul Gorj care chiar au nevoie de un astfel de transport în comun, mai ales că primarii s-au înghesuit să-și construiască acele stații de încărcare electrică și au nevoie și de microbus, să poate să le și folosească. Vedeți, acele stații acum sunt utile. Sunt utile. Da, atunci, într-adevăr, s-au aruncat cu tot felul și ceva, dacă tot ne dau europenii banii, hai să și facem ceva cu ei, că nu știi când îți trebuie. Cu siguranță. Nu? Cu siguranță. Dacă tot ne dau, hai să-i și cheltuim. Bravo. Ne reîntoarcem la educație. Și aș mai avea, înainte să dezbatem pe larg noile legi ale educației, cu bune și cu rele, vreau să discutăm un subiect. În primul rând vreau să vă întreb dacă în unitatea de învățământ pe care dumneavoastră o coordonați este implementată ideea de uniformă. Există, da. Și vreau să vă întreb și la nivel general, chiar vedeam astăzi un documentar despre școlile din Japonia și cum copiii care învață la școlile de acolo poartă uniformă, tocmai pentru a se elimina ideea de condiție socială a elevului. Și atunci vă întreb,
dacă la dumneavoastră s-a implementat această idee și care e părerea dumneavoastră în general? Da, există la nivelul instituției un regulament de ordine interioară, da, și un rofoi, cum zice, la nivelul instituției de învățământ, care a fost într-adevăr într-o comisie, așa, în cadrul formată din colegii mei, în care a lucrat asidu, într-adevăr, la acest regulament. Și s-a uitat foarte atent ce înseamnă noua lege și care sunt într-adevăr prevederile legate atât la sancțiunile, să zicem, aplicate atât dascălilor, da, cât și elevilor. M-ați întrebat într-adevăr de uniformă școlară. Da, uniforma școlară, toată lumea spune, domnule, există două idei foarte clare în societatea românească. În primul rând, domnule, nu ne mai întoarcem la uniforma școlară pentru că este o etichetă clară pusă în vremea comunismului, știți foarte bine, așa, când aveam celebre, că nu știu dacă dumneavoastră a spus, dar eu am prins sigur când aveam numărul matricol pus pe așa. Și o altă idee care spune în felul următor, domne, fiecare școală într-adevăr să implementeze, dar asta înseamnă să fie aproape de asociația de părinți, să fie aproape într-adevăr de factorii de decizie prin care să impună într-adevăr un model de uniformă, să zicem între ghilimele, sau de vestimentație pentru un an școlar sau pentru ani școlari care vor veni. Eu sunt de vorbă cu colegii mei și contactând și tot ce înseamnă părinții, am ajuns la concluzia că dumnealor clar că resping ideea de tot ce înseamnă uniformă școlară, adică din asta tipic, da? Dom'le, nu mai întoarcem un comunism, toată lumea spune, deci s-a terminat cu tot ce înseamnă sistem. Dar vrem într-adevăr o ținută uniformizare. Da, decentă. Deci decentă. Și eu le-am propus în felul următor, nu eu, colegii mei l-au spus în felul următor, domnule, decent înseamnă să ai într-adevăr, n-a spus nimeni să vii cu un pantalon sau să vii într-adevăr, dar să vii cu un blug așa, negru sau maro, dar nu cu tăieturi, cu nebunele, așa, o cămașă albă sau blămare respectabilă și într-adevăr, dacă nu porți sacou cum zic băieții, sau să poartă într-adevăr ceva distinct, un jerseu sau mai știu eu ce, în care într-adevăr se iese în evidență, dar nu cu tot felul de brizbrizuri și cum spuneți dumneavoastră cu tot. Eu le mai spun tot timpul și la consiliile elevilor și când mai am discuții cu ei, domnule, noi nu suntem parade, aceasta este instituție de învățământ, nu suntem parada modei. Noi aici nu ne etalăm vestimentația, noi aici ne etalăm spiritul. Deci nu suntem aici pentru spirit, pentru desăvârșirea fenomenului de educație. Nu venim aici ca să într-adevăr să facem un... Cum spunea un prieten, face, băi, aici este o etalare a tot ce înseamnă modernism și postmodernism. Adică dacă apare o haină nouă, trebuie într-adevăr să o ia și copilul sau copila mea. Dar să știți că aici, doamna Mădălina, ține și de educație. Ține și de educația din familie. Ajungem la alt subiect, da, sensibil. Pe care o primesc copiii noștri în 7 ani de acasă. Cât de strânsă este legătura dintre școală și familie? Eu cred că acum s-a mai redus odată cu... Am văzut, să știți, vă dau un singur exemplu, care este extraordinar. Am văzut copii care, într-adevăr, s-au întors din Marea Britanie în România, știți, odată cu celebrul Brexit, da? Familia s-a întors după 10 ani de stat în Regatul Unit și mi-au spus în felul următor, dumneavoastră, ne-am întors acasă cu experiență, da? Și vrem, într-adevăr, să rămânem. Mai sunt, într-adevăr, migrația este în floare, peste tot, observați și dumneavoastră, nu mai e. Mai este, într-adevăr, din păcate, acum, pentru a nu se ajunge la destrămarea familiilor, ce se întâmplă, doamna Mădălina? Părinții nu mai merg singuri în exterior. Nu-și mai lasă copilul cu un tutore, cu o bunică, cu, nu știu, o străbunică, asta și pentru că accesul la învățământ acum față de acum 15-20 de ani în urmă este altfel. Cu siguranță. Și pot să-și educă și acum copiii. Toată lumea de asta și asta este un fenomen care aici trebuie stopat. Adică, domne, noi ne dorim să facem, să avem într-adevăr copii, adică toată lumea vorbește despre fenomenul natalității, că este în continuă scădere și se vede pe zi ce trece. Din păcate este un flagel, la ora actuală observăm și noi, doamna Mădălina, că demografia joacă în defavoarea noastră a tuturor. Nu numai în defavoarea învățământului. Acum să mă ierte Dumnezeu, dar nici nu ne încurajează cu nimic. Absolut. Joacă și în defavoarea societății. Corect.
ar trebui, primii care ar trebui să joace această carte sunt factorii decidenți care ar trebui să vină cu niște măsuri pentru creșterea populației. Absolut. Și pentru încurajare. În concluzie, deci vreau să vă spun tot ce înseamnă. Deci eu într-adevăr, eu pledez pentru decență, pentru eleganță din toate punctele de vedere, dar eleganță intelectuală și într-adevăr, și bineînțeles pe bun gust. Adică și pe bunul simț, să nu uităm celebrul bunul simț, care din păcate de multe ori a dispărut. Deci a dispărut. Și iar ne întoarcem la educația din familie. Da. Sunteți printre cele mai apreciate licee, nu știu, top 4, 5 licee în municipiul Târgu Jiu. Cât de greu este să mențineți ștafeta acolo sus? Vă mulțumesc, este foarte ușor, pentru că să vă spun de ce, am un colectiv de cadre didactice extraordinare, adevăr, care sunt... Da. Vă bateți cu colegii de renume, care sunt vechi pe piață și știți și dumneavoastră. Da, de acord cu dumneavoastră. E foarte greu să rivalizez cu cele trei colegii teoretice, da, care le știți și dumneavoastră. Dar... eu pot să spun, fără într-adevăr să n-am nicio chestiune, vă spun cu mâna pe inimă, doamna Mădălina, că suntem numărul unu ca tot ce înseamnă liceu economic. Deci nu mai există, dar suntem numărul unu în toate punctele de vedere. Și ce înseamnă asta? În primul rând, procent de promovabilitate la bacalaureat, între 85% și 90%. Bun. În fiecare an. Tot timpul reprezentăm cu cinste județul și școala la tot ce înseamnă concursuri și olimpiade școlare naționale, deci naționale, nu numai județene. Reprezentăm cu cinste școala și societatea, tot ce înseamnă concursuri care sunt legate de Ministerul Educației Naționale și nu numai, da, peste tot, deci a existat totdeauna colegi de-ai mei care într-adevăr au fost cu copii implicați în tot felul de concursuri, care de multe ori au fost și remunerați pecuniar, da? De către așa. Alte ori a fost remunerat de primărie și știți foarte bine. Deci este, din privința asta este foarte ușor. Pentru că avem copii într-adevăr care nu sunt, cum să vă spun dumneavoastră, noi avem un bazin de atragem copii așa între mediile, dacă îmi permiteți, 7-50 sau 7 și ceva până aproape de 9. Am avut și medii de 9 care au venit la liceu economic și l-am întrebat pe părinte când a venit cu dosarul și mi-a spus în felul următor: da, am venit la liceu economic pentru că eu vreau într-adevăr să facă liceul economic. Și m-am simțit foarte bine în privința asta. Aș vrea să discutăm și despre investiții. Am văzut în presa națională că multe dintre școlile din România au fost luate din nou pe nepregătite la începerea anului școlar. Nu înțeleg cum, că doar se știa că anul școlar începe pe 11 septembrie, dar n-au reușit să termine investițiile. Am văzut și eu și vreau să vă spun că sunt la ora actuală, ce am citit și eu și vă spun exact, sunt la ora actuală, cred că 189 de unități școlare într-adevăr care au încă tot ce înseamnă grup sanitar undeva în curte, dar pentru 159 de școli știu că este hotărâre de guvern, da, prin care la sfârșit, când a fost la sfârșitul anului 2020, dacă mi-am urmărit, sau începutul anului 2023, prin care vor primi 15 milioane de lei pentru aceste 159 de unități școlare în care vor fi reamenajate, reabilitate pentru celelalte 30 de unități școlare, până la 189, da, se așteaptă rectificarea bugetară la următoarea ședință de guvern. Deci trendul este într-adevăr, deci tot ce înseamnă o administrație puternică sau doamna ministru a educației spunea foarte clar că când își va termina domnia sa mandatul, speră că cel puțin să nu mai existe nicio unitate școlară în care să aibă grupul sanitar undeva în curte sau undeva uitat de... Eu sper să se întâmple acest lucru înainte de 2024, că până la urmă nu e mare lucru de făcut, dar asta depinde foarte mult de bani. Da. Trebuie să se găsească. La dumneavoastră n-au fost probleme, adică no, totul a fost no, regulă no, când no, ați început anul no. școlar. Din păcate și la Târgu Jiu există unități de învățământ unde nu s-a intervenit după cutremure și mai sunt săli de clasă. Cred că și la Colegiul Național Tudor Vladimirescu se mai găsește această problemă, unde încă există săli de clasă care nu pot fi utilizate pentru că s-au crăpat pereții. Dar asta e o altă discuție.
Haideți să ne întoarcem la legile educației și mi-aduc aminte foarte clar când discuta doamna ministrul Ligia Deca despre aceste legi și spunea că prioritar în educația din România este siguranța în școli. Vi se pare că, mă gândesc că le-ați parcurs în totalitate, spuneți-mi cu ce îmbunătățiri vin aceste legi ale educației astfel încât într-adevăr să existe siguranță în școli. În primul rând vreau să vă spun că eu dau un exemplu de bună practică. Eu pornesc de la colegiul meu. Eu am într-adevăr sistem de monitorizare, da, într-adevăr, cu camere care peste tot, deci este un sistem care bate atât în interior cât și în curte. Plus că am și personal nedidactic, într-adevăr, care într-adevăr deservesc, adică sunt aproape, deși mă ajută tot timpul și ne ajută pe noi toți pentru a ne exista probleme. Eu am și un noroc, pentru că sunt așezat foarte frumos și strategic, cum spun, aproape aici de axa Brâncuș și cred că și, cum să vă spun eu, dumneavoastră, ispitele, între ghilimele, ispitele sunt mai puține față de tot ce înseamnă colegiile sau așezate care sunt amplasate în zone mai populate. În zone mai populate. Pe lângă faptul că toată lumea, deci în lege spune foarte clar că, domnule, trebuie o monitorizare clară, tot ce înseamnă sistem audio-video, deci așa, se vorbește cu insistență despre introducerea acestor sisteme și în cadrul sălilor de clasă, dar atenție, doamna Mădălina, aici numai cu acordul părintelui, deci numai cu acordul familiei părintelui, da? Sisteme extrem de performante, într-adevăr, ca să nu mai fie cazul să recurge la tot felul de de sisteme din ăsta de extrem de slab cotate pe piață, să zicem, să mă exprim. Mă gândesc că vor da cei de la minister dacă cu siguranță va intra în... Da. Iar există bani, eu știu că există bani care vor veni prin PNRR, într-adevăr, pe lângă dotarea acestor laboratoare, pe lângă dotarea laboratoarelor și este într-adevăr bani clar prin și pentru tot ce înseamnă supravegherea audio-video. Da, bun. Mi se pare o idee foarte interesantă și nu știu dacă se aplică doar în învățământul claselor 0-12 sau se întâmplă și în la preșcolari, unde știm că acolo sunt mai multe situații de agresiuni decât aici. Că aici 0-12 foarte puțin copii, ba din contră, am văzut mai multe cazuri când dascălii au fost agresați de copii decât invers. Și mi se pare o idee extrem de interesantă să supravegheze audio-video orele. Da. Și până la urmă așa vă puteți evalua și cadrele didactice, mă gândesc. Da, asta v-am spus clar, numai cu acordul părintele. Deci este foarte clar. Deci numai cu acordul părintele. Și de când ar trebui să intre în vigoare această măsură? Așteptăm, v-am spus, există un calendar al tot ce înseamnă proceduri, da, care v-am spus până la sfârșitul anului în curs și începutul anului 2024. Toate aceste proceduri trebuie să armonizeze într-adevăr, să pună într-adevăr noua lege a educației să fie pe calea cea bună. În orice caz, calea este foarte bună. Deci, ideea, deci, cum să vă zic, avem într-adevăr, cum spun copiii, domnule, vibe-ul este extraordinar. Acum încercăm într-adevăr să mergem pe o direcție normală. Bun, cu ce alte plusuri, în afară de această siguranță în școli, care da, până la urmă mi se pare și mie extrem de important ca atât dascălii cât și elevii să fie în siguranță la școală, cu ce alte plusuri mai vine noua legea educație, atât din punctul de vedere al elevului, cât și al dascălului? În primul rând, eu vreau să vă spun că atât școala mea cât și câteva unități din județul Gorj vom fi școli pilot anul acesta și vom implementa celebrul catalog electronic care se va renunța la tot ce... Exclusiv electronic? Da, în care se va renunța la tot ce înseamnă hârtie. Da. Că e frică? Nu.
Așa. Pentru că, deci, din potrivă, vă spun, dumneavoastră sunteți cei mai fericiți ca părinte, ați cum vorbiți ca părinte. Și eu sunt părinte ca și dumneavoastră. Da, da, și eu am fost și elev, adică știți ce zic. Pentru că vom ști amândoi, doamna Mădălina, în timp util, ce face copilul nostru. Dacă este la oră, da, sau lipsește, da, ce not a luat? Nu poate să mă omite să mai spune, să mi-i spune doamnei diriginte, doamna diriginte, nu am carnetul la mine, că a luat 4. Când ia 10, are carnetul, scoate imediat din rucsac sau din geantă. Acum nu. Deci asta este un lucru extraordinar, implementarea acestui catalog electronic. Când toată lumea va ști în timp util, într-adevăr, tot ce se întâmplă cu copilul lui. Și este util și pentru ce înseamnă personal didactic auxiliar, adică serviciu secretariat și serviciu contabilitate. Pentru că acest catalog electronic, fiind extrem de îmbunătățit, tot vorbim de era digitalizării, va fi foarte ușor și în sensul că vom putea să scoatem, într-adevăr, să scoatem diplome, deci imediat, mult mai ușor și mult mai flexibil. Vom putea, într-adevăr, să facem situații școlare pe care ne-a trimit cei de la inspectorat și cei de la minister într-un timp rezonabil și, într-adevăr, extrem de bine, de bine articulat. La contabilitate vom putea, într-adevăr, să manageriem, să vedem, într-adevăr, cum să avem un buget, deci imediat și să aplicăm, într-adevăr, care sunt măsurile necesare. Deci este un lucru benefic. Da, este un lucru benefic, da. Acum, mi se pare așa un pic că prea ne digitalizăm complet și să renunțăm. Dacă, Doamne ferește, aveți vreunul mai esteți la informatică și vine vă idee genială. Nu există așa ceva, pentru că tot ce înseamnă, deci aici... Au reușit ei să spargă site-urile de la NASA, da, adică nu, zic să nu-i subestimăm. Da, da, dar atâta timp cât există un sistem, deci noi avem, într-adevăr, vom avea o legătură permanentă cu tot ce înseamnă doi analiști programatori care, dacă vor exista probleme, cu siguranță că noi putem un fel de mentenanță. De anul ăsta sau de anul viitor? De anul ăsta, da, de anul ăsta. De anul ăsta începeți deja, bine. Da, mă gândesc că n-ați început acum, n-ați intrat în forță. Da, există, da. Da, și deci de anul ăsta mergeți avea, doar pe electronic. Da, doar pe electronic. Da, vom avea un catalog electronic. Într-adevăr, vom vedea la sfârșit în care și pentru noi, ca și profesori, va fi într-adevăr un element de noutate. Mergeți cu tableta la oră și... Nu, există un sistem, nu știu nici eu să vă spun mai multe detalii, pentru că încă n-am... O să avem mâine o primă ședință, da, cu operatorul și care ne va spune, într-adevăr, care sunt etapele. Dar în orice caz, îmi spunea respectivul domn că este foarte ușor, este foarte simplu, pentru că pe un simplu buton, pe o chestiune foarte, foarte deșteaptă, într-adevăr, vom putea să accesăm și vom avea... Ei vor introduce absolut totul, ca să înțelegeți de la început. Adică vor băga elevii, într-adevăr, pe clase. Bun, da. Și dascălul care ajunge la oră și nu mai vine cu catalogul fizic, trebuie să aibă și el un dispozitiv, să zică Popescu, nu e la oră, absent. Bănuiesc că are pe... Vom introduce pe telefon, că toată lumea are telefon extrem de performant, da? Da. Este o aplicație. Da, o aplicație, deci pe telefon, într-adevăr, și acolo și va apăsa pe un buton. Da, și va apăsa pe un buton și care va spune catalogul și strigă catalogul și ăla pune, pac, apasă pe un buton, absent este Ionescu, Popescu, Georgescu. Când vrea să facă o evaluare, tot la fel, apasă pe buton și spune, el spune nota 3, așa, mă rog. Deci, și mi se pare ingenioasă ideea. Se discuta despre această idee. Nu mă gândeam că o aplicăm atât de rapid și mă gândeam cumva că la nivel de logistică e nevoie de mai mult. Adică deja mă gândeam, nu știu, câți dascăli aveți pe un... Eu am jur de 50 de dascăli per total. Per total. Da. Și din acești 50 de dascăli, într-o oră, sunt prezenți la clasă, mă gândesc că undeva la un sfert din ei, nu? Da. Adică 15 tablete pe oră. Mă gândeam eu acum în capul meu că e de o investiție care nu știam de unde încă, vine. Încă vom vedea cum va funcționa, pentru că mâine avem o primă discuție cu operatorul și, într-adevăr, este și pentru noi inedit, va fi inedit și pentru elevi, dar în același și pentru familie. S-a făcut o selecție a școlilor? Da, ministerul a cerut inspectoratul școlar ne-a trimis în școli așa un tabel prin care noi trebuia să, într-adevăr, dacă sunt de acord cu implementarea sau nu a catalogului electronic. Noi am completat acest formular și am fost, într-adevăr, admiși, cum se spune. Dar eu vreau să vă întreb, elevii ce părere au despre acest...
și ele, eu cred că și pentru ei, și pentru ei să știți că este mult mai comod. Acum să vă spun de ce. Nu mai este perioada mea sau a dumneavoastră când domne, doamne, iau un trei și mă duc la mamă să-i spun mamei sau să nu-i spun mamei. Acum știți cum e, am devenit mai lax așa, mai toleranță, mai știți cum e. Iar faptul că părintele, pentru că tot timpul, asta e un lucru extraordinar, m-am gândit la părinte acum, pentru că părinții tot timpul sunt extrem de ocupați. Știți foarte bine și dumneavoastră. Aleargă după și două, trei... Și chiar mă gândeam acum că renunța și la acele ședințe cu părinții în care se prezenta catalogul. Da, aleargă, aleargă după două, trei joburi. Sunt foarte prinși, cred că nici duminica în familie nu mai există într-adevăr să-l întrebe pe copil, domnule, ce săptămână ai avut, ce mi-a făcut la școală, cum a fost la școală, dacă ai învățat acolo, arată și mie caietul la română, matematică, istorie, etc. Acum părintele știe în timp util, pentru că va avea într-adevăr așa și va vedea. Va apărea pe telefon și va vedea, vezi că fiul tău astăzi n-a fost la școală. Și imediat pune mâna pe telefon și îl întreabă, unde ai fost? Deci va fi în timp util, într-adevăr, unde se află copilul său. Trebuie, într-adevăr, să mergem și noi pe drumul ăsta. Suntem 2023. Că absenteismul este o problemă cu care se confruntă școlile din România de ceva timp. Cred că și ăsta va fi un moment, un punct de cotitură, cum spun eu, într-adevăr. Ziceți că vă va ajuta acest catalog? Cu siguranță, cu siguranță. Păi atâta timp cât astăzi vede părintele că nu, că lipsește, mâine vede că lipsește, începe să ia măsuri. Deci începe să-l întrebe. Și de aici parcurgem întregi etape din viața lui și cred că și o disciplină, cred că începem să ne și disciplinăm. Pentru că eu cred la ora actuală că cred că ne lipsește și disciplina. Pe lângă, bineînțeles, rigoare și să nu uit bunul simț. Păi, revenim la ciocan și la seceră. Deci nouă ne trebuie disciplina, dar să știți că nu, disciplina există și în democrație, nu trebuie să revenim acolo. Haideți că dacă e să analizăm ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, vedem că ușor, ușor ne dezintegrăm. Nu, dar eu mă uit la Germania. Germania Federală n-a fost niciodată un stat comunist și acolo, cum zic nemții, disciplina este pe primul loc. Uitați-vă în statele occidentale. Franța. Disciplină, rigoare. Nu, ce ne lipsește atunci? Vă spun ce ne lipsește. Disciplina. Păi, de ce? La noi se poate doar, nu știu, cu parul, cu legea, cu sancțiunea, ca să ne comportăm decent și normal. Normal, până la urmă, cum ar trebui să... să ne comportăm într-o societate civilizată? De multe ori cred că am pierdut contactul foarte mulți dintre noi am pierdut contactul cu realitatea, din păcate. Și societatea, deci noi am plecat într-un moment al democrației în care, într-adevăr, nu aveam experiența necesară a statelor puternic cu statele occidentale, dar avem și exemple de bune practici. Eu mă uit la Polonia, să știți. Polonia este un exemplu extraordinar pentru tot ce înseamnă. Polonia a avut sistem comunist ca și noi. Polonia, la ora actuală, doamna Mădălina, are un procent de aproape 98% absorbție fonduri europene. Polonia, într-adevăr, este, se vede clar că este un stat riguros. Da? Polonia, într-adevăr, că sunt catolici. Nu știu dacă are legătură această... Da, nu vreau să facem o lecție de istorie, că nu este tema emisiunii noastre, dar vreau să vă spun că artizanul căderii comunismului în Europa de sud-est și în Europa de est a fost Carol Wojtyla. Și adică cumva... Papa Francisc, deci într-adevăr cel care de origini poloneze. Și cumva faceți această legătură. Eu zic că dacă am fi un pic mai atenți la ce se întâmplă în jurul nostru și nu ne-am lăsat absorbiți de tot ce înseamnă tehnologie, care e bună până la urmă, nu am mai alergat atât după bani, în primul rând, și nu ne-am uitat copiii în fața ecranelor câteva ore bune, dacă nu zeci de ore pe zi, sau chiar și noaptea, cred că am ajunge
într-o situație mult mai bună și am evoluat. Ne întoarcem la educație, ne întoarcem la temul la familie și la tot ce înseamnă șapte. Dar din păcate și nivelul de trai ne duce în direcția asta. De acord cu dumneavoastră, dar eu vă mai spun altceva. Eu văd exemple părinți care muncesc, care trudesc în Occident, care vin în celebra vacanță de august, da? Care vedeți și dumneavoastră. Și primul lucru, ce face acest părinte? Îi cumpără un telefon performant, nu știu, că eu nu mă pricep în ce scuze, eu am un telefon care pot să vorbesc, să dau un mesaj. Nu mă pricep niciodată. Da, adică da, un super performant, care, nu știu, costă undeva la 90 de milioane, da? Dar nu se uită, din păcate nu se uită într-adevăr, dar vreau să mă uit și eu ce a făcut copilul meu timp de un an de zile cât eu am fost plecat acolo și am trudit. Nu mai cumpărăm și o carte? Carte mai cumpărăm? Eu știu. Din păcate și aici este o mare problemă, pentru că am uitat de verbul a citi. Din păcate. Aș vrea să vă întreb ceva. Că eu am o chestie pe care, sau cu care eram nemulțumită, dar poate s-a reglementat în noile legi ale educației. Manualele auxiliare, după care se lucrează la clasă. În trecut, fiecare dascăl își alegea manualul auxiliar după autorul pe care îl prefera dascălul respectiv, sau, mă rog, după editura pe care o prefera dascălul respectiv, și ne trezeam, nu știu, la examen, la evaluarea națională sau așa, nu cred că la examen de bacalaureat se pune problema, dar la evaluarea națională ne trezeam că unii copii au făcut ceva, alții copii au făcut altceva, deși este aceeași informația programă. Este aceea, da. Și da. Programa și informația. S-a reglementat această chestiune. Eu vreau să vă spun altceva. Deci există, într-adevăr, există o ofertă, da? În care vine și spune, domnule, editurile, nu știu. Niște edituri, da, nu le știu, da, nici eu. Absolut. Și n-aș vrea să le facem reclamă, da, degeaba. Absolut. Vin și spun în felul următor, domnule, uite, avem manuale de așa, 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 special. Acum se lucrează foarte, foarte atent la tot ce înseamnă gimnaziu. Se schimbă manualele în gimnaziu. Dar s-a ajuns până clasa 7, dacă memoria nu mă înșeală, undeva. Noi, după manualele de liceu, funcționăm după manualele vechi, deci 2011, dacă memoria nu mă înșeală, sau 2014, în fine, să nu greșesc. Ce fac aceste edituri? Da? Vin și spun în felul următor. Pac, 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 pac. La tot ce înseamnă manualele, știți foarte bine că sunt gratuite, deci sunt oferite de către statul român. În mod normal. Da, da. Teoretic, practic. 9-12. Deci 9-12, acum erau până la clasa 10, acum și 11 și 12. Cum și practic, e foarte simplu. Ah. Există, într-adevăr, în bine, într-adevăr, se duce colega mea bibliotecară, merge, într-adevăr, și ridică și că tot ce înseamnă manuale școlare. Da, tot ce înseamnă manuale școlare, da. Colegii mei, care sunt într-adevăr, eu vorbesc acum de cei de partea de cultură generală, vin într-adevăr și se uită și într-adevăr dacă merg în clasa nouă, deci stabilesc în comisie și spun în felul următor, domnule, mergem pe aceeași editură. Pe aceeași editură mergem timp de 4 ani de zile, da? 9-12, la 9 mergem la editura, cu tare, la 10, la 11 și 12, așa se merge. Deci pe editura respectivă. Bibliotecarul vine și într-adevăr consemnează și de aici încolo, într-adevăr, vine și într-adevăr manualul care se va utiliza la clasă. Informația este aceeași. Deci informația este, programa este aceeași, să știți. Programa este aceeași, doar că, iertați-mă, m-am uitat și eu pe niște astfel de manuale de la diferite edituri și la unele dintre ele, nu le dau numele, informația era prezentată eronat. Acum, dacă domnii dascăli au decis să cumpere de la editura respectivă, n-au decis, și au avut discount... Dascăl, da, nu cumpără dascăli. Deci nu, așa, ascultați-mă. Dumnealor aleg, dumnealor spun că vreau să merg pe editura X. Dar ascultați-mă cu atenție, deci în momentul în care vei merge și la un examen național, cum a spus dumneavoastră, da? Deci, acolo nu se poate ca, într-adevăr, ca, vă ziceți, informația să fie eronată. Știți unde există informația eronată? Vă spun eu. Pe celebrele, ceea ce nu sunt nici de acord, când dascălul, le mai spun și colegilor mei, când dascălul le dă acele celebre referate să facă elevul, de adevăr, și elevul ce face? În două minute intră, da? Intră pe net, da? Suntem în era tehnologiei. Da, intră pe net, ia toată informația, nu o verifică, pentru că este foarte multă informație neconformă cu realitatea, să nu spun altceva,
frumos și o prezintă. Și o prezintă frumos la dosare. Dar și primesc o notă, de multe ori o notă bunicică, să nu spun foarte bună, de pe baza unui referat. Dom'le, trebuie să terminăm o dată. Eu aș răspunde, trebuie să terminăm cu ideea asta de referat. Sau dacă îl facem, dacă îl facem, într-adevăr, doamna Mădălina, să-l facem așa cu oștincios. Adică cu schelă care cu toate rigurile lege. Corect. Cu bibliografie, cu tot. Ar fi normal. În primul rând, asta ar trebui să învățăm primul lucru, cum se face un referat și structura lui. Absolut. Și cum să cităm sursa. Vă mulțumesc, domnule director, pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă aștept și cu altă ocazie să spuneți cum merge treaba cu catalogul electronic. Da. Cumva eu mă simt că am fost și eu elev și mă gândesc la dragii de ei, prin ce emoții vor trece, nu în prima lună, că încă nu începe sistemul de notare din prima lună, dar din luna a doua mă gândesc că vor avea emoții. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă revedere, vă urez toate bune!